Vă salut! Dacă ați văzut clipul cu redresorul pe care l-am făcut, în clip a apărut și dispozitivul ăsta de testat, bateria și alternatorul. Până aici arată la valoarea bateriei și de aici în sus cât de bine funcționează alternatorul mașinii. O să-i fac și eu un test, noi am făcut până acum. Bateria cealaltă de la mașina cealaltă e moartă, nu a reușit să o mai resuscitez, ca să-i spun așa. Avea și o vârstă cam înaintată. Aici are un magnet, poate fi atașat foarte ușor pe caroserie. Și aici am aparatul de măsură. O să fac un test să aflăm prima dată valoarea bateriei. 12,7. Deci, în mod normal, dacă aparatul funcționează bine, ăsta, trebuie să se aprindă toate beculețele astea care sunt corespunzătoare bateriei. O să-i conectez cleștii și, într-adevăr, s-au aprins toate beculețele până aici. Deci, până aici merge foarte bine. O să pornesc și mașina și o să vedem cum arată și cum funcționează și alternatorul. Să vedem acum cum merge și alternatorul. La Ford de obicei încarcă mai mult, peste 14,5, așa aveam și la Mondeo, la cealaltă mașină. 14,9. Ne arată aparatul și să vedem acum ce zice dispozitivul nostru. Merge absolut perfect. Deci e foarte bun, va rămâne în mașină permanent. Aparatul nu poți să-l lasă în mașină mereu, deci ăsta este foarte bun și a costat doar 13 lei. Cam asta e testul, sunt foarte mulțumit de el, vă salut, vă doresc o zi frumoasă și să ne vedem cu bine la următorul clip. Vă salut!